Bun găsit! Din nou împreună la întrebări complicate, răspunsuri adecvate. În Sfânta Scriptură există un verset spus de Apostolul Pavel prin care înțelegem că Dumnezeu nu ne dă o povară mai mare decât noi am fi în stare să o purtăm. În 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13, Apostolul Pavel spune că Dumnezeu care e credincios nu va îngădui să fim ispitiți peste puterile noastre. Însă uitându-ne la propriile poveri, suntem tentați uneori să considerăm că povara noastră este insuportabilă. Pentru a găsi răspuns la întrebarea, ne lasă Dumnezeu să trecem prin poveri mai mari decât putem să le purtăm? Stăm de vorbă cu Claudiu Manole, pastor în Biserica Creștină Baptistă Cetatea din Alba Iulia. Claudiu, ne îngăduie Dumnezeu poveri mai mari decât noi am fi capabili să le purtăm? fără îndoială, atunci când cităm versetul acesta, um, intenția noastră este să încurajăm pe cineva care trece printr-o anumită încercare, care are de îndurat o anumită suferință um, și cumva le-o dăm ca o promisiune, le-o transmitem ca o promisiune din partea lui Dumnezeu. Doar că Biblia nu oferă o astfel de promisiune. De fapt, dacă am citit Scriptura cu atenție, probabil am observat noi toți că cei care aleg să-L urmeze pe Isus Hristos, urmarea Lui nu previne suferința sau durerea, ci din potrivă chiar o cauzează. Spre exemplu, Isus Hristos ajunge să fie crucificat. Ucenicii Domnului Isus Hristos, după ce Duhul Sfânt coboară peste ei și încep să proclame mesajul Evangheliei, ajung să fie bătuți, să fie închiși și așa mai departe, bagiocoriți. Apostolul Pavel, când are loc convertirea lui pe drumul Damascului, ne spune Apostolul Luca că îi, cuvintele Mântuitorului îi vor arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Însă, ceea ce observăm atât în viața Apostolului Pavel, a ucenicilor și a urmașilor lui Isus, de-a lungul secolelor, este că Oamenii pe care Dumnezeu îi folosește sunt foarte puțin preocupați de cât de multă suferință au de îndurat, atât timp cât au o cauză pentru care merită să sufere și un Mântuitor alături de care să sufere. Acum, versetul acesta, pe care foarte mulți dintre noi îl folosim, din păcate, în sensul acesta, nu se referă la faptul că Dumnezeu nu ne dă mai mult decât putem duce. Ci se referă la cu totul altceva. El spune: Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească, și Dumnezeu care este credincios, nu v-a îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea ca să o puteți birui. Pavel nu spune aici să ne așteptăm și noi să suferim puțin, pentru că oricum Dumnezeu nu ne va da mai mult decât putem duce. Ceea ce spune Pavel este că este următorul lucru. Nu căutați să justificați alunecarea voastră înspre păcat sau înclinația spre păcat uh, pentru că Dumnezeu nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre ci împreună cu ispita pregătiți și în mijlocul ca să ieșiți din ea. Și e foarte serios Apostolul Pavel uh, și spune apăsat lucrul acesta din următorul motiv. Ispita prin natura ei încearcă să ne dezumanizeze, să creeze în noi impresia că nu suntem altceva decât o poftă, o dorință, un apetit ce trebuie satisfăcut. Pavel spune: Dumnezeu nu va îngădui asta. Ci împreună cu Ispita, care atentează în felul acesta la voi, a pregătit mijlocul ca să ieșiți din ea. Și care e mijlocul? Păi pentru noi aș putea spune, în primul rând, că e biserica. Biserica este contextul potrivit. În care Dumnezeu ne așează, apoi aduce oameni în jurul nostru, ne înconjoară cu oameni care ne iubesc suficient de mult încât să ne spună întotdeauna adevărul, oameni față de care putem să fim transparenți și sinceri, să ne mărturisim luptele noastre, frământările noastre, locurile în care ne simțim ispitiți, față de care să dăm socoteală, tocmai pentru a putea ieși din ispita respectivă. Apoi, Dumnezeu ne poate așeza într-un grup mic. Și știu că voi aici la Betania aveți acele grupuri etro care sunt probabil în biserică contextul cel mai potrivit față de o persoană sau față de două, trei persoane să fie atât de sinceri încât să cunoască întreaga ta viață și zbaterile tale. Dar în același timp Dumnezeu a mai pus în noi și conștiința care este ca un semnal de alarmă care ne spune nu te duci acolo, nu fac acolo pentru că este calea prin care dai curs ispitei și care, care, după aceea va conduce spre păcat. Așadar, versetul acesta nu se referă întâi de toate la suferința fizică, ci are de a face cu o luptă împotriva păcatului, o luptă împotriva ispitelor. De aceea, întotdeauna când Scriptura, citești Scriptura, citește-o așezat în contextul ei și să înțelegi că în lupta împotriva păcatului nu e singur. Dumnezeu ți-a pregătit un mijloc ca să-l biruiești.